Salutare tuturor, generația lui John, podcast un pic mai târziu decât de obicei, dar e tot luni și ne bucurăm tare mult dacă aveți energie, dar mai ales niște exemple faine, așa cum am eu astăzi la podcast. Un tip foarte fain, un tip gălăgios, un tip care e foarte punctual doar dacă traficul din Ploiești este suficient de neaglomerat. Nu s-a întâmplat, tocmai de-aia am vrut să-l fac de râs la începutul podcastului. Omul pe care îl puteți chema, mai ales dacă e iarnă și e și zăpadă afară, pentru că vă dă cu lopata zăpada fără probleme, și dacă aveți probleme cu hoții, nu trebuie să angajați o agenție de pază, nu, pur și simplu îl chemați pe nimeni altul decât Mihai Constantinescu, zis și Sisco. La mulți ani pe 2022. La mulți ani. Pe mine m-ai prezentat, că ziceai așa, ai spus niște lucruri atât de frumoase, credeam că prezinți pe altcineva. Și userist, adică ești și membru de partid, ca să știe lumea că nu ne ascundem de niciun fel în podcastul ăsta. Salutare, bine ai venit! Salutare, bine v-am găsit! La mulți ani pe 2022. La mulți ani. Ești bine? Da. Da? Bine. Adică ai început anul cum trebuie? Da, puțin obosit, că am avut ceva activitate, am tras o tură la schi, la munte, am mai făcut și o drumeție și... Credeam că obosit, că ai muncit. Știi că oamenii în ianuarie, dacă vor, pot să muncească. Dacă nu se vaită că domnul e prea rece, că nu e bine. Mă resim și eu un pic după sărbători, dar e bine, e bine. Mulțumim tare mult că ai acceptat prezența în podcast. E treabă serioasă cu tine. Ești un exemplu de ploieștean. Te-am adus, plăcere, oricând. Te-am adus aici nu degeaba, ci te-am adus pentru că cumva și meriți, cumva ești obligatoriu să vii la podcast, îmi pare rău. Dacă nu voiai să vii, nu știu, te luam cu forța. Făceam ceva să fie bine. Cum ți se pare Ploiești, așa, în două, trei cuvinte? Pentru mine Ploieștiul este un oraș ok. E curat acum 2022? Eu mă înțeleg bine cu el. Pe alocuri nu e curat. Poți să-mi zici două, trei zone unde se pare că e jegul la mare căutare? Ce am văzut eu prin nord, dar... Zi repede, zi, nu trebuie prin să prin nord am văzut așa? Ceva, prin vest. Mm-hmm. E, da, unde sunt nord? Niște este un nord, unde nord? Chiar pe acolo, prin zona ta. Da? Pe la complexul blocuri. Mic? Pe lângă blocuri? Da, pe lângă alea blocuri. Gri? Acolo. Alea gri? Am înțeles. Unde stăm noi majoritatea. Noi ne-am văzut de mai multe ori, în mai multe situații și campanii. Avem o istorie. Și istoria asta nu e neapărat depusă acum în podcast, ci vreau eu să te laud, să te întreb ce-i cu tine. De ce ai avut tot soiul de inițiative de genul ăsta pentru Ploiești și de unde vin banii care te ajută pe tine să faci inițiativele? Să începem cu începutul. Scurt, prima așa. Prin 2007 eram... Prin anii 2000, la începutul anilor 2000, eram și un puștan. Așa. Nu prea știam eu așa pe ce lume trăiesc, cu ce se mănâncă treaba asta. La un moment dat am fost la Târgu Mureș, aveam o prietenă acolo și am fost într-o vizită la Târgu Mureș și am văzut un parc de distracții cu piscine multe și unde prețul de intrare era ceva 5 lei sau ceva de genul ăsta intrare. Și am zis, dar de ce nu avem și noi la Ploiești chestia asta? Și de atunci am început să mă ocup de fel de fel de lucruri. Am văzut prin țară unele locuri unde găsești anumite facilități și mi-am pus și eu întrebarea, dar de ce n-avem și noi la Ploiești? Când ai făcut prima acțiune concretă în Ploiești? Prima acțiune concretă în... Cred că prima treabă a fost când am dezăpezit pasajul. Păi, începem de aici povestea, e foarte bine. Ce an? 2013? Prima, 2013, da. 2013. Aceea a fost prima dată când am ieșit în public cu planurile mele. Când am, în 2007, n-a știut nimeni ce. Tu ai buletin de Ploiești, nu? Da. Cu drept de vot, totul da, în regulă, nu? Da. Și stai și în centrul orașului. Da. Ce tare ești. O să vorbim despre asta, dar vreau să te întreb dacă ți se pare fain cum arată acum pasajul de la... Nu mai zici pasajul de la Omnia, zici pasajul Tache Ionescu. Ai văzut că fontul în sine e font de mol, de afi, dacă ai fost atent. Sau așa da, mi se pare mie, știu, nu știu. Mie îmi place foarte mult Ploieștiul, mai ales pentru că din locul de unde locuiesc eu, îmi ia 5-10 minute să ies din oraș și să fiu în pădure în mijlocul sălbăticiei. Și mie-mi convine de minune treaba respectivă. Din centrul orașului? Da. Pe jos, cum faci? Alergi? Nu, cu mașina, pe străduțe, așa frumos. Tu ești blând. Tu ai fost plătit în podcast să-l auzi orașul. Nu, nu, nu. Și eu caut să nu stau în oraș când e aglomerație. M-am adaptat. Te-ai adaptat. Asta e definiția inteligenței. Cât de adaptat ești la mediul din care faci... Da. Cât de supus ești la noile reguli. Dacă nu-ți place ceva, nu e despre a schimba. Cât de adaptat ești, adică poți să stai, cum să spun, te adaptezi. Ai dat zăpada jos de pe treptele de la Omnia, de la pasaj. Au apărut foarte multe informații cu tine, da, despre tine. Aveai niște fani acolo pe pagina ta care au zis că, bă, dacă nu-ți ai pus tu niște poze în 2013. Așa.
Și 2013 a fost anul așa al marilor revoluții. A fost treaba cu Roșia Montană. A mai fost ce a mai fost? Nu mai știu, au fost mai multe chestii în anul respectiv. Și în anul acela mi-a dat curaj să fac întâmplările din acel an mi-au dat curaj să fac și eu ceva, să facă fiecare. Dacă nu scria nimeni nimic despre tine și făceai treaba asta pur și simplu așa că voiai tu, era suficient? Eu mă bucur că am făcut oricum. Nu trebuia să scrie nimeni. Nu puteai de fapt, să știi că atunci în 2013 nu s-a vorbit așa mult despre mine. Un an după s-a vorbit despre mine. Păi eu am avut nevoie de curaj ca să vorbească despre mine. Am ajuns și la Post Național. Așa, unde? La Antena 3? La Antena 3, da. Așa? Și ce ai făcut acolo? La Gâde, la cine ai ajuns? Nu. Atunci, în 2014, am ajuns la Maria Coman, la emisiune. Și ai vorbit despre, mă rog, chestiuni politice și probabil și despre ce ai făcut un... Da, în momentul acela Ploiești nu avea primar. Aveam un primar care era... Interimar sau ce? Da, păi ne-au venit cineva și ne-l-au săltat. Al nostru și... Da, se întâmplă din când în când și lucruri de genul ăsta. Vreau să știu dacă... Și te rog, trebuie să trecem de complezența asta. Hai să trecem de ea și să vorbim faptic, e păcat de orașul ăsta. Tu ești un activist, tu ai un business în familie și practic vezi foarte mulți oameni, chiar și în vreme de pandemie, tot te mai întâlnești cu X, Y, Z, salut, ce faci, care e viața, iei pulsul societății ploieștene și numai. Da. Și o nuanță foarte importantă. Așa? Eu sunt tot timpul treaz. Că eu nu bei sau ce? Nu consumi alcool? Nu consum alcool. Păi cred că nici ăștia care foarte fabrică țigările nu... Foarte rar beau și cafea, adică s-a întâmplat mai devreme să beau o cafea. Da, apă, apă, da. Așa măcar apă, am înțeles. Deci practic vrei să ne promovezi și zona asta foarte sportivă. Eu sunt, da, eu sunt tot timpul și sunt tot timpul critic, sunt tot timpul atent la ce se întâmplă în stânga, în dreapta. Mă bucur să aud asta. Și fiind un tip activist, un om care cumva respectă legile cap-coadă și dorește să influențeze pozitiv societatea, începând din Ploiești, vreau să știu, nu neapărat cum de ți iese, cum de ai timp să faci asta. Pentru că, hai să fim serioși, câți dintre noi ar merge către individul care aruncă gunoiul pe stradă să zică, bă, nene, nu e bine. Bă, nene, uite, ai un coș la 50 de metri mai în față. Sau în momentul în care vede o femeie care fură dintr-un magazin să pornească camera și să filmeze acel moment. Dar cred că aici e o nuanță. Eu, spre exemplu, nu am mers către tipul care a aruncat un chiștoc pe stradă. Eu am mers către cineva care a încercat să fure din magazinul familiei mele. Și le-am făcut un fel de subiect de presă, dacă stai să gândești lucrurile. Da, am filmat toată gașca respectivă care venea și folosea metoda aia cu 2 milioane sau 1 milion și cereau restul în plus. Și am filmat toată acțiunea. Au mai apărut oamenii ăștia după ce ai filmat? Nu, eu nu i-am mai văzut. Am mai citit în presă că s-a ajuns la proces, dar sincer nu m-a mai interesat care a fost deznodământul. Noi avem o temă pompoasă în legătură cu tine, așa. Că s-ar spune că tu gândești liber. Da. Și nu știu dacă sunt cuvintele mele pe care ți le-am pus în gură, sau dacă și tu ești de acord cu faptul că reușești să gândești liber. Dar cred că ăsta e meritul unui profesor, unui așa. Profesoare de geografie, din general, care, chiar dacă nu m-a învățat tot despre geografie, m-a învățat cum să învăț. Ok, interesant. Asta a fost lucrul pentru care îi sunt veșnic recunoscător profesoarei mele și pentru care o consider, nu știu, idolul meu în viață. Adică, ea știe? Da. Păi am fost, după ce am terminat școala, am fost la 10 ani după, aveam vreo 25-26 de ani. Așa. Am fost la o oră de adânse și am și răspuns la ora respectivă. Ți-a adus un buchet de flori, presupun. Da. Așa, era de Mihail și Gavril, nu buchet de flori, am mers cu bomboane. Și mai frumos. Uite, un exemplu de urmat până la capăt. Da, asta a fost, cum să spun, a fost așa un moment, m-am simțit foarte împlinit că la ora respectivă a pus o întrebare, n-au știut să răspundă elevii, cred că erau clasa 7-a, 8-a, și eu am ridicat eu mâna într-un final și m-a pus să răspund. Și zici că tu gândești liber? Da, zic că... Adică nu te simți constrâns de anumite chestii care se întâmplă în jurul tău, de oamenii care ți-ar spune, băi, parcă nu e prea bine să te duci la podcast la John, că poate l-a spune niște întrebări dubioase, sau nu e bine să apari în presă să faci ceva bun pentru societate, că societatea nu e neapărat de acord cu ceea ce faci tu. Nu, asta mai degrabă e complicat, nu că să apari în presă, mai degrabă e complicat să faci bine în țara asta, părerea mea. De ce ai vrea să faci bine? Păi vreau să fac bine. E o chestiune evolutivă. Noi când vedem la un apropiat de-al nostru, când vedem o acțiune greșită, încercăm să o corectăm.
Pentru că acțiunea ta greșită, în viitor, îmi va afecta viața. Și de asta noi, în haita noastră de oameni, în colectivul nostru, noi căutăm să-i corectăm. Pe cei cine din spune nostru că ceva e greșit sau e corect? Consecințele spun asta. Uh-huh. Și cam asta e, consecințele. Și asta se raportează la lege sau la cum mă simt eu în legătură cu acțiune? La ambele. Uh-huh. La ambele. Dar, poți să-mi dai un exemplu? Păi... Uite, dacă eu vreau să mă bag în USR. Așa. Și îmi zice unul, bă, păi nu e bine în USR. Că și ea la fel de corupți. Și zic, bă, nu, că îl știu pe Sisco și Sisco e băiat bun. Poate ar fi cel mai bine să faci o vizită, eu așa am făcut. Stai, până la vizită. Și până mai aici unul, bă, nu e bine, că useriștii sunt rasiști. Dau un exemplu, nu știu. Așa. Da, vorbesc în necunoștință de cauză. Și uite, practic, eu decid să nu mă bag în USR pentru că mi-au zis mie 2-3 oameni că nu e bine, că nu e corect. Păi aici azi intervine crede și nu cerceta. Trebuie să cercetezi. Asta vreau să spun, că eu nu merg pe ideea păi asta. Noi trebuie să cercetezi. Mm-hmm. Și te cercetezi pe tine și acțiunile adică tale? Adică e bine că ai prieteni care te sfătuiesc. Poate te sfătuiesc greșit. În cazul de față, eu zic că te sfătuiesc greșit. Și până vine și ăla de la PSD. Și ăla de la PSD zice, bă, dar vine la mine, că noi suntem mai cunoscuți. Noi suntem mai simpatici. Și poate chiar regăsesc un tip în PSD care mi se pare simpatic. Poți să te iei după principiu, dacă n-a mers timp de 30 de ani, s-ar putea. Așa. Dar 30 de ani s-au mai schimbat niște oameni. Da, dar nu s-a schimbat structura. Asta contează cel mai mult. Structura și legile prin care funcționează un colectiv. Tu poți să gândești liber în condițiile în care ești afiliat, ești membru într-un partid? Da. Adică nu spune partidul, băi, asta e viziunea, în asta trebuie să crezi, cu asta trebuie să mori? Nu. Nu? Nu. Poți să-mi detaliezi un pic? Păi, nu știu, suntem... Nu știu cum să-ți detaliez. Te-am blocat? Nu da, cred. Nu. Gândești liber, pentru că... Stai, nu știu, e o întrebare foarte ciudată. Păi, cum gândim când stăm 8 ore la program, când avem facturi de plătit... Când ni se cam spune ce să cumpărăm și de ce anume avem nevoie. Cine îți spune? Păi tot ce se întâmplă în jurul nostru. De la reclame până la omul din preajma ta. Dar nu spune nimeni, nu. Ei, deci ca om, ca ființă așa inteligentă, acumulezi niște informații, le procesezi și după aia ai decizi în funcție de ele. Asta în teorie, că în practică nu suntem chiar atât de inteligenți tot timpul. Avem niște momente ale noastre sclipitoare. În rest, facem totul pe pilot automat. Nu se întâmplă? Să te gândești, bă, iar am făcut aceleași lucruri, iar e luni, iar fac asta. Nu. Faci lucruri diferite de la o zi la alta? Da, în mare parte încerc să fac lucruri diferite. Încerci și ți reușește? Most of the time, da. În mare parte a timpului, da. Nu știu, tu iei niște vitamine în plus față de ceilalți. Ce faci tu și nu fac eu? Vreau și să fac ce faci tu. Ce mă ține pe mine din a fi eu un activist și tu reușești? Nu știu, felul care gândești și sunt mai multe acum, fiecare are drumul în viață și tu ești un activist prin simplu fapt că... Ți-am dat un exemplu, trebuie neapărat să-l duci către mine. Și tu ești prin simplu fapt că ei oamenii aduci în emisiune la tine, îi pui să-și povestească despre viața lor, povestea lor, da, și tu dar dacă n-aș fi, deci nu trebuie să fiu neapărat eu, John, te dau un exemplu, aș lucra în contabilitate, da. Așa. Și bă, ce faci tu, măi, Sisco, mai tare și eu nu fac. Cum de tu gândești liber și eu nu gândesc liber? Cum de eu nu reușesc să fac? Mie mi-ar fi foarte greu, mi-ar fi aproape imposibil să cred spunem. Cred că eu sunt mai curios decât ești mai curios. Eu sunt mai curios. Mm-hmm. Asta ți-am spus, am fost învățat să fiu curios, să nu mă mulțumesc cu ce am și cu bagajul de cunoștințe și cu felul în care stau lucrurile acum și pur și simplu să caut și altceva. Uite, sunt și eu acum curios. Am luat de la tine un picuț. Și vreau să știu, săptămâna trecută s-a tot vorbit despre ideea, despre propunerea ca clădirea blocul cu 7 etaje să fie dărâmat. Da. Ce părere aveți dumneavoastră în calitate de cetățean al orașului Ploiești? Sincer, mă depășește problema. Asta e o cred problemă? Problemă, chestiune... Nu știu. Păi nu sunteți un om care visează ca orașul să fie extraordinar, să fie turism în el, de ce nu? Păi da, dar nu, eu nu gând, nu,
mai ai greșit omul la capitolul ăsta. Nu, eu nu mă pricep la arhitectură. Nu-i treaba mea, nu știu. Dar sunt alți oameni. Părerea, poți să spui, băi, ar fi frumos să văd și eu catedrala în toată splendoarea. Aș vrea să văd și eu esplanada aici. Aș vrea să fie traficul mult mai puțin aglomerație. Dacă într-o zi, nu știu, avem toate problemele rezolvate în oraș, de ce nu? Să rezolvăm și cu treaba cu catedrala. Dacă într-o zi. Deci ai condiționat toate aceste mutări. Da, deci de fapt e un nu. Mie nu mi se pare că e o prioritate dărâmarea blocului 7 etaje. Totodată este și o temă de dezbatere. De ce nu? Să-și dea lumea cu părerea. Dacă să fie dărâmat sau să nu fie dărâmat. Deci la tine un nu, deocamdată. Nu încă. Să mai aștepte. Nu e treaba mea, mai degrabă. Dar cui treaba este? Nu știu, a populației. Păi tu nu faci parte din populație? Ba da, dar pe mine, spre exemplu, nu asta mă deranjează pe mine foarte mult la... Da, ce te deranjează? Pe mine mă deranjează foarte mult oamenii. Așa. Asta. Am avut niște probleme când am încercat să fac anumite lucruri, am avut niște proiecte și am fost sabotat de către populația pe care încercam să o ajut. Asta înainte sau după ce ai intrat în partid? Înainte. Înainte. Și tot ai timp. Vreo cenzură legată de treaba asta? Adică faptul că ai venit acum la podcast, ți s-a spus de la USR, bă, n-ai voie să spui XYZ? Nu. Dar cum te-ai băgat tu la USR? Cum ai ajuns tu, un cetățean, un activist, să alegi un partid? Nu zic că e de rău. Da. Sunt curios. Păi în 2018, de fapt, după 2016, când a intrat USR-ul a intrat în Parlament, se făceau niște dezbateri la sediul partidului cu privire la poluarea din orașul Plăști. Așa. Și am mers acolo și am să văd și eu despre ce e vorba. Și am început să cunosc oamenii și în 2018 s-a început campania cu fără penali. Uh-huh. Și eu nu eram de acord la început. Nu erai de acord cu campania? Da, nu eram de acord. Consideram că mi se restrâng niște drepturi. Adică am dreptul să-l votez chiar și pe unul căruia îi se instrumentează un dosar politic. Okay. În fine. Și m-am dus acolo ca să mă cert cu oamenii respectivi, că nu eram de acord. Și am observat că sunt niște oameni acolo foarte ok și că în loc să lupt împotriva lor, ar fi mai bine să îi ajut. Și am rămas acolo. Cine te-a convins? Sunt câțiva oameni acolo. Deci nu e o singură persoană? A fost o dezbatere? Sunt mai mulți, da. Tu ești un tip care de obicei inițiază niște procese de-astea care seamănă a ceartă, dar de fapt sunt niște dezbateri? Da, da. Și te-a cumințit tu sărău? Oarecum. Ok. Oarecum. Și dacă un tânăr s-ar uita acum la noi și ar zice, bă, cum ar fi dacă aș adera și la USR? Ai crede că e o decizie potrivită a unui tânăr să intre în partid sau nu? Eu zic că ar trebui tineretul să fie mai implicat în ceea ce se întâmplă în urbe. Și implicat înseamnă, uite că am mai avut noi o emisiune în care am căutat să-ți explic timp de 10 minute, 15 minute, că de ce este superficial, să donezi pentru o persoană bolnavă. Și 15 minute te-a lăsat să vorbești despre asta? Da, vreo 10 minute, 15 minute. Am tot încercat să-ți explic că, ok, e bine, ai donat, da? Ai o problemă, donezi și eu pentru tine, dar asta nu înseamnă că am rezolvat problema. Am rezolvat problema în cazul tău. Și pe termen scurt. De acord. Dar în loc de nimic, e bine dacă să faci ceva. Adică nu pot să mă duc eu acasă acum și să zic, băi, l-am ajutat pe John cu problema cu tare, că nu putea să ducă la spital. Dar poți să nu te duci acasă să te lauzi. Poți da, sunt oameni, asta mi se pare mie greșit, că sunt oameni care se duc acasă și se culcă pe ureche. Zic, băi, am donat azi 10 lei, 100 de lei, l-am ajutat pe băiatul ăsta. Poate avea omul probleme și cu somnul și așa poate să doarmă cel mai bine. Da, și oamenii se culcă pe ureche. Zic, mamă, ce faptă bună am făcut. Dar problema persistă și astăzi ai fost tu, mâine o să fie... Păi dar uite că dacă ar veni mai mulți oameni politici și nu numai, activiști să spunem, care ar identifica problemele din Plăști, problemele reale și prioritare, ne-am face un bine tuturor dacă măcar pentru moment am rezolvat ceva. Și cu asta vreau să terminăm cu discuția despre politică. Eu consider că în momentul de față țara este, cum să zic, mecanismele sunt încălcite foarte, foarte groaznic și o să dureze foarte mult să le descălcească cineva și
și mai important, o să dureze ceva vreme până când oamenii o să-și dea seama de problemele pe care le au. Și eu am zis că pe mine mă depășește situația, dar măcar să-i ajut pe cei care pot să ajute. Îți respect și punctul de vedere, dar și rugămintea să nu mai vorbim despre nimic politic. Hai să vorbim despre primar. Da, ok. De ce râs? Nu, nu înțeleg. Că să nu mai fie politic, dar vorbim despre primar. Nu e nimic politic, adică când te duci să-ți alegi primarul, e un reprezentant al cetățenilor. Da. Mi se pare că e un pic detașat de restul. Bă, ăsta este al nostru, e să fie să ne plângem lui, nu? Da, așa. Ce părere ai despre fostul actualul primar? Eu îl și cunosc. Foarte bine, mi se pare normal că a fost dacă în ești clasă, Ploiești... Da, a fost în clasă cu verișoara mea. Așa. Sunt echidistant în punctul ăsta de vedere. Nu adică, înțeleg asta. E bine, e rău, e un tip simpatic, e carismatic, te enervează, postează bine pe Facebook, te anunță la timp, ai vrea mai multe evenimente în Ploiești. Nu știu, eu zic că el încearcă să-și facă treaba, dar sistemul este foarte complex. Adică și îți place și... foarte mult. Dar el nu e userist. Adică, dar nu să e nu-ți că îmi place, e pur și simplu, e vorba că sistemul este foarte complicat, e foarte încălcit, are o inerție mare și nu poate un singur om să facă o mișcare așa. Tu ce îi face? Mai avem o problemă. Așa? Mai avem o problemă noi ca popor. Îl alegem pe ăsta ca primar, ca președinte, ca prim-ministru, da, să facă treabă. Și noi stăm. Ceea ce e greșit. N-ai cum, adică n-am cum să te aleg eu pe tine să faci lucrurile pe care nu sunt eu în stare să le fac. Înțelegi? Deci nu poți să faci, nu adică poți să faci tu schimbarea. Adică toată lumea să muncească, toată lumea să schimbe ceva. Da, nu poți să faci tu schimbarea în locul meu. Înțelegi? Adică nu poți să te pun eu pe tine primar ca să fie curat în tot orașul și o să arunc în continuare pe jos cu noile. Deși e mai curat orașul, nu? Sau cum ți se pare? Eu nu prea stau prin oraș. Ah, am înțeles. Tu stai ori în interior acolo, da, la restaurant, ori la bar, ori dacă nu, da? La tine acasă și toată ori restul, okay. În munți. Asta e și mai fain. Deci fugi cumva și de oraș ăsta. Da, fug. Bine, nu știu. Fuge omul și de București, adică nu să sunt așa, nu sunt o fire urbană, cam asta e ideea. Uh-huh. Am înțeles. Te întrebasem despre primarul orașului, nu întâmplător, ci pentru că mi se pare... Și nu politic, așa? Și nu politic, da, absolut așa. Deloc. Să știi că eu dacă îl văd pe primar prin Ploiești, eu mă gândesc, uite, omul ăsta a ieșit să evalueze cumva. Nu știu care e faza, eu nu sunt mulțumit, e mizerie în oraș, sunt niște probleme. Dar totodată mă plimbam odată la două noaptea pe stradă și l-am văzut la două noaptea pe stradă. Că se plimba și verifica niște chestii. Actualul primar, da? Da, actual. Am înțeles. Și nu știu. Ce verifica? Întreb, nu știu. Să uita dacă sunt coșurile de gunoi golite, dacă era pe undeva pe lângă Palatul Nou de Justiție. Și era ce, se întâmplase ceva cu două, trei zile înainte, nu știu. Nu mai țin minte care a fost contextul, dar ideea e că omul era să plimba pe stradă la ora două noapte. De acum, nu știu, poți să zici ce vrei despre el, dar era un om care, era un primar care se plimba la două noaptea pe stradă și verifica curățenia. Deci data viitoare când o să alegem un primar, să-l alegem pe ăla care noaptea cu treier prin oraș. Ți-am zis, eu consider că discuția este mult prea complexă, mult prea amplă. Întotdeauna este amplă. Tu ai putea să fii primar? Poți să ai după aia... Tu ai putea să fii Sisco primar? Să fii, să reprezinți ploieștenii? Uite că și tu cu treier, înainte, și îmi pare rău că aduc în discuție treaba asta, înainte nu circulai singur prin oraș, ci circulai și noaptea cu câinele tău. Da. Și am zis că îmi pare rău pentru că nu mai există câinele. Și cu treierea. Și practic vedeai și tu societatea, adică orice ploieștean ar putea să fie un primar. Da, cred că ăsta e motivul pentru care îmi convine Ploieștiu. Că mă plimbam prin Ploiești la două noaptea cu câinele și nu era lume. Adică aveți cam aceleași obiceiuri tu și cu primar. Și mie îmi convenea. Am înțeles. Da. Interesant. Bun. De ce ai uitat să fii primar? Nu știu. Consider că eu... E greu, nu? Ți pare greu? E greu, da. E greu. E greu. Plus că degeaba, ți-am spus, degeaba ești bun. Când, hai să vorbim despre un domeniu pe care zic eu că îl stăpânesc cât de cât. Așa. Uite, infrastructura sporturilor de iarnă. Din Ploiești? Nu din Ploiești. Din Prahova? Da, din Prahova. Dar n-avem zăpadă, spre exemplu. Mergi acum pe Valea Prahovei. Pe vârful muntelui, la peste 1700 de metri altitudine, ai zăpadă. De fapt, nu prea chiar, merge cu Adidas și chiar acolo cu tocuri. Nu, trebuie să mergi echipat. Așa. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc despre Sinaia, spre exemplu. Așa. Deci un
nu știu acum, o fi primarul un om corect, nu o fi un om corect. Eu am stat de vorbă cu el când am făcut Revoluția Zăpezii. Vezi, și că te întreb degeaba, tu știi și primarii de prin Prahova, da. Foarte bine. Când am făcut Revoluția Zăpezii, m-a primit la dânsul un birou, am discutat, mi-a satisfăcut cererile, am făcut 80 de lei schipas în loc de 140 de lei. Bun. Foarte bine. Deci a fost, deci eu sunt mulțumit. Să-l mai faci. Acum, mai greu acum în pandemie și m-am lăsat eu de fapte de-astea bune. Dacă uite, vorbim despre chestia asta, de ce se lasă un om care face fapte bune, de ce se lasă de fapte bune. Păi nu te-ai lăsat de fapte bune, că uite că vorbești despre ele și înseamnă că o să-i convingi. M-am lăsat, nu mai sunt cum eram. Și pe alți oameni o să-i convingi să facă fapte bune. Așa, lasă-mă să termin cu infrastructura. Și ai un om care vrea să facă, să pună niște telescaune pe munte, și ca să înțelegi complexitatea, el e primar într-un oraș, de la un anumit partid, trebuie să aibă și Consiliul Local de partea lui, trebuie să aibă și Ministerul de partea lui, trebuie să aibă... Nu te-am corectat, dacă te-ai corectat, tu e foarte bine. Nu fac asta în direct niciodată. Să fie și președintele de Consiliul Județean, de partea lui, și consilierii județeni. După aia, garda de mediu, mai ai și... cine mai e? Administratorii Parcului Național. Adică nu-și face nimeni de capul lui dacă e primar. Am înțeles, are o idee, este pusă în discuție și apoi trebuie să... Ai deja 6 variabile, care dacă nu se așează frumos, nu poți să faci, te lupți în țara asta, te lupți că nu se poate. Dar mi se pare extraordinar când cineva luptă. Uite, alt exemplu. Stai că n-am, iartă-mă că te întrerup. Mi se pare extraordinar când cineva luptă și pierde. Deci este o senzație extraordinară. Mie nu-mi place. Că mie mi s-a întâmplat așa. De ce? Cât ai? Cât ai? 37 de ani. 37 de ani. Dacă aveai un 20 de ani, nu că acum ar fi târziu, dacă aveai un 20 de ani sau un 15 ani și ți-ai luat-o foarte tare în perioada asta a vârstei, de la adolescență către studenție, și ai greșit foarte mult, te-ai duce într-un fail total, ar fi fascinant pentru că ai învățat foarte multe lucruri. Dacă e direct câștigul ăla pe care îl obții rapid, tu zici, bă, gata, n-are ce să mă lovească. Da, corect, e și asta un punct de vedere. Dar e nasol, că vrei să faci ceva și pui suflet și încerci să ajuți pe oamenii care te sabotează și e nasol. Pare că ai încercat de câteva ori. Da, am încercat. Și s-au întâmplat lucruri mai puțin fericite. Uite, alt exemplu cu infrastructura sporturilor de iarnă. Așa. Avem o stațiune superbă în țară la noi. Care? Un loc la Vidra. Așa. Deci e o chestie care ține de geografie. Eu sunt pasionat de geografie. Ca să ai pârtii foarte ok, trebuie să ai fețe ascunse ale muntelui, adică față nordică, pe care să nu pice lumina soarelui. Așa. Asta e foarte important. E, și noi avem, mare parte din munții noștri sunt displaced, cum se zice, sunt așezați de la nord la sud. Eu citesc foarte multe chestii în engleză și nu mai găsesc cuvintele în română. Așa. Și munții la noi sunt foarte mulți așezați de la nord la sud. Așa că ai versant estic și versant vestic. E, la Vidra ai în sfârșit un versant nordic frumos pe care nu pică lumina soarelui, unde poți să faci, ai altitudine, ai munte înconjurat de alți munți, treaba asta ajută la vânt, da? Pentru că, spre exemplu, la Sinaia, munții Buceți sunt așezați așa, chiar în Câmpia Română. Deci, când ai o masă de aer, când ai curenți de aer, acolo ai vânt de 200 de km la oră, se opresc telecabinele și e groaznic. Și ai acolo toate condițiile. Problema însă este că domeniul schiabil se află pe raza județului Vâlcea. Cazarea, un loc unde ar trebui să fie cazarea, este la Rânca, în Gorj. Și forța de muncă, cel mai apropiat oraș mare, este Petroșani, care e în Hunedoara. Tu crezi că o să înțeleagă vreodată trei județe să... Bă, suntem mici și săraci, hai să ne combinăm, să facem ceva, să devenim mari și bogați. Dar n-am învățat chestia asta. Școala românească nu ne-a învățat să lucrăm în echipă. Ne-a învățat să stăm noi pe... Da, suntem pe sistemul să moară capra vecinului. Nu la asta mă refer. Mă refer la faptul că tu când te pregăteai pentru o lucrare și la facultate sau oriunde, îți punea notă individuală. Sunt foarte puține momente în care tu primești notă pe lucru în echipă. Da. Adică dacă eu-s nașpa cu tine în echipă, picăm împreună. Da. Adică nota aia de
4, când te duci acasă sau salariul scăzut cu 50%, e și pentru mine și pentru tine, indiferent că eu aș fi vrut, dar tu n-ai vrut sau invers. Da, nu, e... Și atunci să gândi, bă, ok, uite, sunt trei chestii importante ce spui tu mie, da? Trei direcții care trebuie să coincidă către același tip de proiect. Bun, asta e ok, îl înțeleg. E o problemă foarte mare cu sistemul de învățământ. E o problemă care nu e atât de locală, știi, vorbind de Ploiești, Prahova, dar da, cu siguranță e la nivel național este și, ceva și pentru... Uite, cu ocazia pandemiei s-a și văzut foarte, foarte clar această problemă. A ieșit foarte mult în față. Vezi că am văzut altfel de probleme legate, apropo de turismul de pe Valea Prahovei. Să știi că în continuare sunt mulți oameni care se duc până la 2000 sau până la 3 brazi cu mașina accelerând la maximum și doar ca să, nu știu, să bea un pahar de vin, să-și facă două poze și coboară. Păi da, mamă, ce că, greu a fost. Da, pentru că nu are cine să-i duce. Nu, pentru că e în trend. Nu, eu cred că asta. Nu, eu cred că asta e. Pentru că, uite, eu văd la televizor, văd foarte multe emisiuni la care prezentatorii se plângă. Vai, că în România, că nivelul a scăzut foarte mult, că nivelul de inteligență, că suntem groaznici, că așa, dar când te duci la ei și le propui, hai să facem o emisiune educativă. Păi da, sunt chestii distincte. Una e să prezinți informația, alta este să realizezi un păi alt program. Păi da, n-ai cum să te plângi. Dar dă-i pe TVR2, dă-i pe Discovery, dă-i pe Animal Planet. Dă-i și stai pe ele, serios. Păi... Nu, sunt emisiuni informative acolo? Sunt absolut convins că există o grămadă de televiziuni care promovează emisiuni culturale, doar că sunt cu audiența la bine, zero. Bine, zi-mi o emisiune culturală. Păi asta e, zi-mi o emisiune culturală. Deci pe TVR2, cel puțin pe TVR2, știu o emisiune despre gramatică. Da, ok. Da? Și te învață chestii foarte faine. Cred că și pe astea, gen Pro TV și Antena 1, există mici firimituri de educație. Diferența între noi și, să zicem, Anglia. Așa. Marea Britanie. Așa. BBC. BBC, am văzut un documentar pe BBC despre matematică. Eu urăz matematica. M-am uitat la documentarul ăla despre matematică. Așa. Și mi-a plăcut. Ai avut un profesor bun, cum se spune. Da, am avut la matematică o doamnă profesoară care îi mulțumesc foarte, foarte mult. Dacă te rog, nu-i spune numele, te rog. Nu se spun numele, nici nu merită. Care a spus despre mine și despre un coleg. Așa. Că dacă suntem, noi provenim din părinți non-intelectuali, da? Părinții noștri nu sunt intelectuali. Asta ți-a spus ție o profesoară de matematică? Da, în școala generală. Au, deci colcăia cumva frustrarea în ea. Da, da. Și a spus că, băi, tu, Constantinescu și cu Ilie Marian, că voi nu o să ajungeți niciodată nimic. Păi dacă părinții voștri nu sunt intelectuali, și atunci nu mă ducea pe mine capul să-i spun, păi doamna profesoară, asta e treaba dumneavoastră, să vină copiii de neintelectuali, să vină la dumneavoastră muncitori, da? Și să-i faceți dumneavoastră intelectuali. Dacă mama și tata erau analfabeți, ce se întâmpla? Eu mergeam la școală și îmi spunea profesoara de matematică, îmi spunea, păi maică, tata, e că tu analfabeți și tu ești analfabet. Dacă stai să te gândești, până și intelectualul a avut și el un moment de scăpare, știi, începuturile, când voia să învețe. L-a învățat și pe el cineva. Eu cred că au fost întotdeauna niște hibe mari în sistem și nu au fost mecanisme de corectare și hibele astea au persistat și au dat... Uite acum, noi acum așa. Suntem în pandemie da. Și în loc să ascultăm de specialiști în medicină, da. Noi ascultăm... Ce a mai zis actrița cu tare? Despre? Sau despre virus. A. Ce a mai zis comediantul? Pe de altă parte, când faci o campanie foarte mare la nivel de țară sau chiar la nivel global, folosești niște nume mari care să exprime informațiile astea. Păi da. Și cred că ar trebui cumva să ne dăm seama că la nivel păi de social media... folosești, dar nu poți să pui în balanță dar ce la spune, nivel de social media, ce spune actorul cu ce spune omul de știință. Total de acord, dar ăla, omul păi ăla da, de știință... La noi în România, la televiziuni, așa. Asta pare o dezbatere corectă. Fiecare cu dreptul... Vezi, și tu vrei niște emisiuni culturale pe care să le urmărim. Iar să mai faci o chestie. Tu nu ai mașină. Dar așa. Nu ești... Șofer, nu sunt șofer. Nu ești șofer, nu ești client de service. Așa, nu asta se știe, asta e o diferență. Că pot să nu am mașină, dar să fiu client cumva. La mașină, un mecanic bun... Nu trebuie neapărat să fie un electrician bun. Așa. Un mecanic bun nu trebuie să fie nici electrician bun, nu trebuie să fie nici tinichigiu, nici vopsitor. Sunt domenii total diferite. Și ce vrei să spui cu asta? Păi la mașină. Cam care crezi că e gradul de complexitate al unui automobil?
față de gradul de complexitate al corpului uman. Corpul cred, că uman mai, cred că e mult mai jos la organe mult, de mașini versus este organe. Mult mai complex corpul uman. Mm-hmm. Și vedem că ascultăm de doctori care, nu știu, oftalmologi, cum să spun, ăștia de oase... Deștia de oase, de ce te complici? Da, nu, așa. Așa. Care își dau cu părerea despre virus. Deci tu te-ai dus la orto, tu te-ai dus la orto. Așa, ortopedi. Și ți-a zis despre virus, nu? Nu, îi văd la televizor. Ah, am înțeles. Și te-au când, supărat? Când ar trebui la televizor chiar să vină să vorbească despre pandemie, virusologi, chiar matematicieni, pentru că în cadrul unei pandemii avem de-a face cu teoria statistica. Haosului. Cum să spune? Teoria haosului în viața reală, implementarea ei în viața reală. Iar și fac o paranteză, la liceu, așa, la ora de fizică, la teoria haosului, colegii mei au învățat că teoria haosului este atunci când nu te-ai trezit dimineața, așa, ai pierdut autobuzul, da, îți pierzi locul de muncă, viața ta devine un haos. Hai că n-am învățat chiar de greșit. Poate să fie și asta o teoria haosului. Da, dar nu e. Fiecare e cu teoria asta, eu înțeleg ce vrei. Mai bine învăța pe oameni despre pariurile sportive. Clar. Pentru că acolo, spre exemplu, e teoria haosului mult mai clară. Adică iei 10 jocuri, da, cu niște cote foarte mici, dar care înmulțite dau o cotă foarte mare. O să facem. Și la fel, promit să facem și asta. Promit. Și la fel și în viața reală, schimbări mici, dar pe o perioadă de timp foarte lungă sau la un număr foarte mare de oameni, schimbări mici dau rezultate complet diferite. Zic cum te-a afectat pe tine pandemia, care, uite, continuă, suntem în 2022. Pe mine nu pot să zic că m-a afectat așa. Dar păi n-ai un business că... de familie? Nu... Da, am un business, dar știi care e treaba? Dacă ai mai puțin de muncă, ai și mai mult timp liber. Și m-am bucurat că am ceva mai mult timp liber. Ai găsit soluția asta, știi? Mindset-ul tău a fost recalculat. Păi dacă nu fac asta, mai mult timp pentru altceva. Am să folosesc perioada aceasta să-mi reîncarc bateriile. Uh-huh. Eu m-am... Cam, cred că ți-ai mai cumpărat niște baterii între timp pe care să le încarci. Că... Cât să încarci? Trebuie să mai și dai. Către... Și pandemia asta mi-a... Nu pot să zic că mă bucur că a venit, dar... Pentru tine poate să fie o bucurie. Evenimentul ăsta m-a ajutat să am, cum să spun, mi-a furnizat dovezile pentru teoriile pe care le aveam. Despre... Adică tu ce știai, că vine pandemia sau? Nu, știam că nu suntem pregătiți deloc. Știam că... Păi asta a zis și, nu mai știu cine... Știam că, sunt, mai știu cine știam că sunt foarte, foarte mulți oameni care... știam cât de șubred e sistemul. Deci știam că... Uite, îți dau un exemplu. Ora de fizică. Așa. Aveam un proiect de Ziua Mondială a Apei. Da. Și eram... Eu venisem să prezint o planșă cu circuitul apei în natură. O colegă de la altă clasă a prezentat teoria lui Masaru Emoto. E un tip de ăsta, un japonez. Da. Care... e un scriitor de SF care a emis o teorie că dacă țipi la paharul ăsta de apă, dacă îi spui un cuvânt rău, în momentul în care... Ia spune un cuvânt rău. Hitler, ură. În momentul în care el îngheață... De ce e Hitler doar despre ură? Nu înțeleg. Poate apa știe mai mult. Hitler e nasol rău de tot, că Hitler a fost un om care a făcut rău într-o Europa civilizată. Cu ghilimelele de rigoare. Păi da, trebuia să fim civilizați, dar... Așa, de ce zic ură, zic chestii urâte. De asta au fost oameni mai răi decât Hitler, dar au fost în zone ale lumii mai puțin civilizate, de la care nu prea ai așteptări. Așa, să continuăm ideea cu apa. Bun. Și în momentul în care apa asta îngheață, cubul de gheață, da, e mai urât așa. Dacă se cristalizează urât. Se cristalizează urât. Așa. Da. Dacă ai scris Hitler pe pahar sau dacă ai strigat Hitler la pahar, e o pseudoștiință, o porcărie. Eu atunci... N-aveam acces, n-aveam telefon să caut, ia mă, cine e ăsta? Să văd că e pseudoștiință. Să... Așa, dar ai așa. Totuși niște așteptări de la doi profesori de chimie, doi profesori de fizică, uh-huh, și directorul liceului care dădea un doctorat. Așa. Ai așteptări așa de la ei să... Să le funcționeze rotițele, să facă ce ceva. Ce vorbește fata asta? Că apa are memorie? Și momentul respectiv
nefiind corectată, informația ne-a rămas în cap. Eu după mulți ani am avut curiozitatea, mi-am readus aminte de întâmplarea respectivă și am avut curiozitatea să văd, ia mă, cine a fost Masaru Emoto ăsta și care-i treaba cu el? Și am văzut că omul e, nu e om de știință, e un... Da, uite, eu în locul tău aș făcut altceva, un experiment. Așa. Da, aș fi spus cum m-ai învățat chiar tu în acest podcast. Bă, apă. Nu, eu știu, nu. Treaba e că eu cunosc formula apei, știu cum e. Așa. Știu forma moleculei de apă, știu că din cauza sau datorită formei moleculei de apă se formează într-un anumit fel fulgii de zăpadă. Adică eu cunosc. Care sunt unici. Da. Fiecare fulg în parte, da, are un alt ADN, să zic da, așa. Și care au o anumită formă tocmai... Așa, dar dacă zici Hitler de 10.000 de ori... Dar știu că apa n-are memorie. Da, mă, dar astea sunt niște lucruri pe care nu le cunoaștem foarte bine. Mă, sunt, dar știi care e faza? Rămân, să știi că eu mulți ani după, așa, eu urmărind lecția respectivă, eu luam sticla de apă și o agitam un pic înainte. Ca să, da, serios! Ca să-i dau viață apei. Okay. Asta nu înseamnă că era, nu apa, apa era stătută și era moartă. Mie mi se pare și că ceea ce nu poate fi demonstrat științific nu înseamnă neapărat că nu există, ci sunt lucruri care nu suntem cu toții de acord. Nu, greșit. Nu, de greșit. Ce? Tu crezi că știința a descoperit tot deocamdată? Păi nu, n-a descoperit tot, dar la un moment dat îți dai seama că e o pistă greșită. Nu vorbim despre aberații și fake news. Spre exemplu, uite, chestia cu în California cu consumul de înghețată, graficul consumului de înghețată, așa, coincide cu graficul atacurilor de rechin. Ok, ce sau sunt niște coincidențe, nu înseamnă neapărat că există o legătură. Ba da, există, nu există o legătură. Înseamnă că trebuie să se analizeze există mult o legătură, dar dacă tu te duci pe legătura că mănâncă oamenii mai mult înghețată, sunt mai dulci, îi atacă rechinul mai des. Da, sunt oameni care cred chestia asta. Nu, să știi că eu, deși mă e amuz... E greșit asta, dar dacă... Stai nu, puțin. Eu nu zic că e greșit, eu nu știu. Fii atent, eu nu știu. Dar nu e mai corectă explicația că atunci când e vară și e cald afară, oamenii fac mai multă baie în ocean. Asta este un criteriu, da? Cum intră și mănâncă mai și mănâncă mai mult înghețată. Dar nu știm care este legătura dintre înghețată păi și rechin. Asta e legătura. Păi asta e legătura. E cald afară, mănânci înghețată și faci baie în ocean. Și sunt șanse mai mari să te papă rechinul. Dar sunt unii care fac corelațiile astea greșite. Da, cum a făcut și domnul Masaru Emoto. Da, deci nu există nici energie în apă? Nu, există puterea autosugestiei? Nu există puterea autosugestiei. Nu există. Spune că dacă pe și hai să mai zic o chestie. Nu există nici astrologie. Nu pot să cred asta. Nu pot să cred. Ai avut o invitată? Deci să vorbim despre invitata de podcastul trecut? Da, nu-i frumos, nu-i frumos. Ai avut invitată? Așa. Așa, ți-am pus și eu niște întrebări acolo, să întrebi în direct, dar n-ai... N-am văzut mesajele la timp. N-ai binevoit. Așa. Astrologia se bazează pe sistemul Ptolemeic. Așa. Deci sistemul solar Ptolemeic cu pământul în centru. Dar zi-o foarte pe rapid, zi-o rapid de tot. Păi pământul, conform credinței astrologice, da, pământul e în centrul universului și toate, așa, planetele se mișcă în jurul pământului. Așa. E, și eu părere greșită. Dar nu știu dacă după asta funcționează. Ba da, astrologia. Îți spun eu. Păi, eu uite, astrologia este o credință, o păi asta, vezi tu, asta e diferența. O știință, credință. Asta e diferența dintre tine și mine. Eu mi-am pus întrebarea la un moment dat, ce înseamnă Mercur retrograd? Știi ce înseamnă Mercur retrograd? Ce înseamnă? Dacă tu crezi că Pământul e în centrul universului și toate poate planetele... Poate e o metaforă asta. Nu, nu, nu. Și toate planetele se învârt în jurul Pământului, te uiți pe bolta cerească și vezi că Mercur face o mișcare așa, hâț, și după aia se întoarce înapoi. E retrograd. Merge așa și se întoarce înapoi. De ce? Pentru că, de fapt, Pământul și Mercur se plimbă în jurul Soarelui. A, și vrei să spui că anul ăsta nu e anul gemilor, peștilor? Nu e niciun an al gemilor. A, și mai deci vrei să spui că nu există nicio legătură între realitate și astrologie. Și cu asta încheiem discuția asta. Există o legătură în sensul că eu bănuiesc că unele persoane născute într-o anumită lună au avut parte de o anumită dietă la naștere. Da. Cât timp erau, mamele lor erau însărcinate, da, au mâncat anumite lucruri, au... Deci vezi că până și tu găsești o legătură? Poate să fie o legătură asta, dar nu e dovedită științific. Nu este dovedită științific, ce frumos spui tu. Deși cumva astrologia este o știință. Nu. Nu. Este o știință. Nu. Cumva este o știință. Nu. Nu, dragule, astrologia nu este o știință. E undeva acolo ceva, altfel nu s-ar face niște acreditări pe zona asta. Nu, 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 nu.
e o știință, crede. Mamă, tu ziceam ce polemică informează. O singură persoană, dacă nu, vrea. Dar nu e. În lumea civilizată, în astrologia nu este. Astrologia e... Hai, cu doamne, doamne. Păi și da. Ce cu doamne, doamne, nu e la fel? Păi da, și cu doamne, poți să crezi, adică e frumos, adică da. E chiar important. Cumva. Sunt niște oameni care nu înțeleg că nu Dumnezeu a creat omul, ci omul a creat pe Dumnezeu. Ce frumos. Fii atent, mai am două chestiuni pentru tine importante, așa. Ca să-ți iei hate până la capăt. Da, yes. Deși eu am propus invitația ta aici, tocmai păi ca să te laud. Păi asta nu mă întreb de politică și astea, întreabă-mă de chestii. Deci pe bune, pe vreme de pandemie, deci de măști te-aș fi întrebat. Așa. Da, te las așa. Bun, zi-mi... Uite, teoria haosului, măștile. Chiar dacă fac, da, chiar dacă fac o schimbare foarte mică, așa. Foarte mică, da. Dacă iei schimbarea respectivă și o extrapolez la populație mare, rezultatul este diferit. Știe toată lumea că dacă iei 10 bani de la 1 milion de oameni, te îmbogățești. Eh, exact. Am înțeles chestia asta, exact. Nu e ceva ieșit din comun. Ai un om căruia să-i mulțumești pentru cine ești tu astăzi? Familiei mele. Unul singur, un singur om. Nu pot să zic un singur om. Poate să fie oricine. Familia mea. Familia. Deci, practic, ai zis ceva unitar. Familia mea, de mulțumesc. Ce? De ce îi mulțumești familiei tale? Nu știu, poate... Pentru că atunci când eram mic, tatăl meu mă uitam cu el la Teleenciclopedia. Așa. Și învățai foarte multe lucruri de acolo, da. Nu? Mm-hmm. Și faptul că mi-explica lucruri, când îl întrebam, tati, dar cum funcționează aia, cum funcționează aia? Și faptul că eu de la o vârstă mică am înțeles că în spatele absolut oricărui lucru, ce se întâmplă în jurul meu, e o explicație științifică. Și te bazezi pe treaba asta. Da. Uite, îmi place ce ai spus. Chiar îmi place și... Cred că ar fi chiar foarte fain să funcționăm în felul ăsta în societate, să gândim un pic mai mult, să ne punem niște întrebări și să primim și răspunsuri corecte. Da, dar cu profesori care... Dar vezi că tatăl tău nu era Google. Pe Google poți să cauți ceva și în același timp să fii păcălit de fake news. Dar asta e o altă discuție și foarte greu de zis. Asta e dacă... Cine te minte și cine nu? E vorba de start. E vorba de startul pe care îl iei în viață. Spre exemplu, dacă... Dacă caut pe Google cine este Mihai Constantinescu, Aca, Sisco, din Ploiești, s-ar putea să-mi dau seama niște lucruri despre tine. Da, contează foarte mult cunoștințele cu care pleci la început de drum. Vezi? Cum ești pregătit. Dacă ești într-o familie de intelectuali sau dacă ești într-o familie de oameni care chiar vor să aibă grijă de... Contează și asta, dar contează și școala. Contează și școala. Și vreau să ne recomanzi o carte. Carte. Care ție ți-a schimbat, nu știu, nivelul de percepție, de implicare în societate... Nu știu, când eram mic, citeam enciclopedia, Enciclopedia Rao. Așa, da. Era cu universul, uh-huh. Și mai era energia și materia. Nu știu, astea au fost pasiunile mele. Da, zi-mi o carte, zi-mi un titlu, zi-mi și mie unul care a scris ceva și ție ți-a plăcut foarte tare. Vezi tu, eu ca adult nu prea am citit, cărți. Vezi, poate cineva o să-și facă o părere greșită despre tine, să spună, ce zice nu, el dacă nu am citit, să citească cărți de astrologie. Am citit chestiuni științifice, adică... Păi și nu, că o să vină lumea să spună, uite, astrologie, știință, las că-ți demonstrez eu ție. Și vin la tine la bar să-ți demonstrez că astrologie există. Eu, fiind copil, am citit Hans Christian Andersen povești. Așa. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult Hainele cele noi ale împăratului. O poveste foarte, foarte bună. Despre felul în care noi ne mințim câteodată unii pe alții. Că împăratul, dacă știi povestea, așa, zi-mi, degeaba, nu mă aștept cu nimic dacă eu spun da, o știu, nu mai spune, zine. Împăratul își luase niște haine noi, așa. Foarte, foarte frumoase, dar care aveau un defect, aveau o proprietate. Proștii nu le vedeau. Mm-hmm. De fapt, hainele nu existau. Și el a ieșit dezbrăcat în lume. Și oamenii de frică, băi, eu sunt prost că nu-i văd hainele, toți ziceau că, ce haine frumoase, ce haine frumoase. Și un copil inocent... A spus, dar totuși împăratul este gol. Și e lumea plină de oameni care nu sunt în stare să vadă adevărul pentru că sunt înghesuiți de... sunt obligați de concepțiile celor din jur. Se greu, știi, că din rușine s-ar putea să spui da, deși pentru tine este un nu. E o presiune socială, fac și eu la fel ca ceilalți, pentru că dacă ceilalți au făcut, e bine. Sau nu fac eu acum, nu reinventez roata. Nu, eu sunt tot timpul fericit. Spre exemplu, am un grup de prieteni care mă corectează
când scriu o postare și greșesc... Aibă cu aibe? Dacă vă, cum? Aibă cu aibe sau aibă cu aibe? Da. Așa. Vezi că fac greșeli de limbă română. Avem eclere, gata. Da, da. Avem eclere. Fac greșeli de scriere pentru că, da, ok. Toată lumea le face. Sunt, am niște hibe în domeniul respectiv. Am, ok, mai ales că limba engleză și limba română pentru mine sunt cam pe picior de egalitate, că eu citesc foarte mult în limba engleză. Și, dar eu întâmpin cu brațele deschise orice critică. Mm-hmm. Vezi că ai greșit acolo. Oh, perfect. Eu nu sunt. Ah, eu știu tot. M-ai făcut de râs, cum ți-ai permis? Nu, să-ți fie rușine. Nu, eu sunt bucuros. Ah, păi dar ce crezi că ești mai deștept? Tu ce mă te-ai venit din bucuros, familie de intelectuali? Nu, când cineva mi-a trage... Ce mă, aveai inginer pe ING punct la familie când nu, nu. Era pe eu ușa la tine? Eu sunt bucuros când cineva mă corectează că sunt mai inteligent, mai deștept. Uite, decât vezi? Exact ce ți-am spus. Deci tu accepti că pierzi acel război, da. Dar înveți ceva din el. Da. Uite cum sunt fericit că eu la 37 de ani, eu anul ăsta, la 37 de ani... Te căsătorești. Eu am, nu, am aflat ce înseamnă miază zi și miază noapte. Ce să zic acum, zine, la rapid. Păi sunt punctele cardinale, nord, sud, est, vest. Așa. Și mai au și denumiri... cum să zic, populare, tradiționale. Da, populare. Așa. Și estul este răsăritul, pentru că din direcția respectivă răsare soarele. Soarele nu răsare da. Decât de două ori pe an de la răsărit. Okay. Și nu apune decât de două ori pe an la echinocții, la apus. Uh-huh. Așa. Și miază zi și miază noapte, pe bolta cerească, miază zi este când soarele, cum suntem noi la 45 de grade, pare la 45, când soarele este în cel mai înalt punct al său, pe cer, el este în cel mai sudic punct al lui. Și astfel sudul este miază zi. E bine, la miezul nopții, soarele este pe partea cealaltă a pământului și dacă să zicem la miezul nopții, am pornit așa într-o cursă spre polul nord, așa. Într-o zi de vară, da. Hai să spunem de solstițiu de vară, dacă la miezul nopții am pornit spre polul nord, când am ajunge la cercul polar, uite, vezi, tu nu știi ce e la cercul polar. Eu știu foarte puține lucruri, de-aia te ascult pe tine. Eu într-o zi am zis, băi, nici eu nu știu ce e la cercul polar. Iar. Și am aflat. 37 de ani, că dau vina pe vârsta ta. Și am aflat. Ei, și dacă pornești așa spre nord, așa. Și ajungi la cercul polar în ziua solstițiului de vară, hai să vezi chiar la nord, pe partea cealaltă a pământului, soarele. Cred că și astrologia de asta îi zice, asta. De asta îi zice miază, cred că și astrologii miază noapte. Cred că și astrologii știu povestea asta. Cred că și știu, cred dar... cred că ți-ai atras niște fani extraordinari după pe lângă, prezența în podcast. Dar pe lângă lucrurile astea pe care le știu vrei și care un mesaj sunt, de final? Sunt corecte, așa? Astrologii predică foarte multe lecții da, greșite. Și pământul nu este plat. Și noi știm treaba asta și nu o să mai discutăm. Uite, dacă pământul nu este plat. Dacă ai ști despre Eratosthene, ai ști că acum 2200 de ani, Eratosthene a măsurat întregul pământ, folosindu-se de un mic truc și de tropicul racului. Mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Succes, ești o comoară, nu doar un activist. Ar trebui să trecem acolo, nu știu, om culturalizat. Sunt cel mai omul comoară. Care a depășit Google-ul. Sunt care cel mai caută comoară. Informația din mai multe surse. Omul care nu vorbește până nu citește. Uite, și asta mi se pare o chestie foarte interesantă. Și rogu-te să... Omul care își cunoaște limitele. Care gândește liber, iată, și rogu-te să mai faci acțiuni în plești. Noi te-am adus în acest podcast ca să-ți oferim inerție și să nu uiți că poți să faci chestii faine pentru Ploiești. Ești un exemplu de ploieștean care a făcut, care a dat curaj, că știu că după tine au mai ieșit niște oameni să dea zăpadă afară, deși uneori ar trebui să fie chiar o chestie faină. Dar atenție, eu n-am făcut treaba aia ca să fac un bine. Nu ne mai întoarcem acum la discuția eu respectivă. Eu am făcut treaba aia ca să trag un semnal de alarmă. Că iată. Suntem într-o lume, în anul 2013, atunci era 2013. Și acum suntem în 2022, da? Nu, în anul 2013. Nu, nu suntem în 2022. Suntem într-un oraș din lumea civilizată în care e greu cu zăpada. Îi mulțumim lui Cisco pentru prezența în podcast, îi dorim tot binele din lume. Doamne ajută, l-am lăsat încă vreo 2-3 ore, dar avem un spațiu totuși cât de cât limitat. Vă rugăm să-l căutați nu doar pe rețelele de socializare, ci chiar și în viața reală și să-l motivați să facă treabă de activist, de voluntar, de ce își dorește el, în așa fel încât să dăm mai departe tipul ăsta de model, ca să se miște lucrurile, să existe mai multă inerție pentru a face bine în comunitate, înainte de a face administrația sau oricine altcineva. John, să ne auzim data viitoare, luni de la 13, până atunci numai bine. La revedere!